Incompetența este la ea acasă în ceea ce privește noua guvernare. Aceasta este părerea națiunii, dar mai ales a multora dintre mehedințeni. Pe lângă faptul că pregătirea necesară pentru a conduce o întreagă țară lipsește cu desăvârșire, guvernul își dezamăgește poporul de la o zi la alta. Actuala guvernare își bate joc de tot ce are mai frumos România. Pe lângă faptul că taxele și impozitele sunt tot mai mari față de anii precedenți, populația este dezamăgită și de lipsa de implicare în combaterea șomajului sau în administrarea sistemului de pensii. În altă ordine de idei, jumătate din români reproșează guvernului faptul că nu gestionează suficient de bine sectoarele extrem de importante ca economia sau educația. Din multe puncte de vedere, nu mi se par normale absolut deloc. Și cu atâtea impuneri nu mai există libertatea de alegere. Nu am nicio părere despre, nu sunt mulțumită de niciun guvern, de nicio guvernare, de nimeni. Că vedeți, uitați-vă în asta începură de etapa a treia și soțul are 80 de ani, aproape 70 și n-au treabă să ne programeze, să... De ce? Nu mai am nicio... De nimic, de la Revoluție încoace, de nimic. Mehedințenii consideră că România merge într-o direcție foarte proastă. Membrii guvernului sunt lipsiți de interes și devotament față de țara lor, iar dezamăgirea este tot mai mare. Nu știu, nu pot să... În tot cazul cred că e ceva rău, deci nu e de bine, nu ne merge bine deloc la țară. Oamenii strigă dezamăgirea, însă nu primez niciun răspuns. Ba mai mult de atât, sunt tratați cu o aroganță ieșită din comun, specifică guvernului Câțu.